Nu, n-au apărut modificări în față de propunerea noastră. De altfel, planul de școlarizare a fost fundamentat conform legislației în vigoare și, practic, nu avea ce să apară acolo modificări. Da, unele școli au cerut specializări noi și urmează să fie autorizate ARACIP. Cred că, dacă nu mă înșel, chiar de săptămâna viitoare, unele deja sunt programate pentru autorizare.